Bună, astăzi am pentru voi un scurt review despre această minunăție. Este boosterul Mineral 89 de la Vichy. După cum se vede în sticluță, nu se prea vede că am umblat la el, dar l-am încercat în ultima perioadă și vreau să spun că m-a impresionat. Cu asta vreau să încep videoclipul, m-a impresionat. Iar acum, haideți să vă spun ce promite el că face și ce am observat eu din experiența mea personală. 1. Întărește bariera naturală de protecție a pielii. 2. Fortifiază pielea și o face mai rezistentă împotriva poluării, stresului și chiar oboselii. Și 3. Hidratează, reumple și fortifiază. Aceste 3 aspecte sunt cele mai importante ale acestui produs. El este pentru toate tipurile de ten și este de preferat să fie folosit dimineața. Cel puțin așa spun cei de la Vichy. Acest gel nu are parfum, nu conține alcool și conține acid hialuronic și dacă sunteți pasionate de beauty, îngrijire și tot ce ține de nișa aceasta, știți deja că acidul hialuronic ajută tenul într-un mod foarte, foarte bun. Ca să fiu sigură pe ceea ce vă zic eu acum în videoclip, am făcut puțină cercetare legat de prețul acestui produs și ca să vă spun cu aproximație, el variază undeva între 75-85 de lei. Am observat că depinde foarte mult de magazin, depinde foarte mult de reduceri, dar cam la prețul acesta l-am văzut eu. Are 50 de mililitri, deci o să vă ajungă destul de mult și conține apă. Și de aici vine formula foarte lichidă, foarte împrospătată, așa, când se simte pe piele. Iar acum haideți să vă povestesc cum l-am folosit eu, cum l-am încercat, sub ce circumstanțe și dacă a funcționat sau nu la mine. Mai întâi de toate vreau să spun că eu l-am folosit și dimineața și seara. Am vrut să văd cam ce efecte sunt pe parcursul zilei și ce efecte sunt dacă folosesc noaptea, mă duc la culcare și mă trezesc a doua zi cu tenul în urma acestui gel folosit. Mai întâi l-am folosit dimineața și apoi nu m-am machiat în ziua respectivă. Rezultatul a fost că m-am uimit complet, pentru că l-am aplicat și în momentul în care am aplicat acest produs, tenul a rămas foarte mat. Nu știu cum s-a întâmplat acest lucru, dar tenul meu a rămas foarte mat, nu a trebuit să aplic pudră sau orice altceva. Mi-am pus pur și simplu ochelarii și m-am dus la facultate și mi-am făcut treaba. Apoi l-am folosit noaptea, după un duș lung și curățat ten în profunzime cu un gel de curățare, apoi l-am aplicat, l-am lăsat să intre în piele și m-am dus la culcare, iar apoi a doua zi dimineața, când m-am trezit, tenul meu era foarte hidratat și foarte moale. Deci, efectiv, nu știu, aveai o senzație în momentul în care făcea așa pe ten, era o senzație nemaipomenită și chestia asta mi-a plăcut, să știți, mi-a plăcut foarte mult, nu știu, simțeam că tenul meu e ca o perniță. L-am încercat și cu machiaj, să știți. Prima dată când l-am încercat cu machiaj, din nou, mi-am curățat tenul, mi-am aplicat acest gel, l-am lăsat să intre puțin în piele pentru că are și așa o tentă lipicioasă după ce l-a aplicat. După am venit cu o bază și cu restul machiajului și vreau să spun că machiajul meu a rezistat de la 9 dimineața până la 12 noaptea. Și machiajul meu era acolo. În afara faptului că după, nu știu, după vreo 10 ore de purtat machiajul, a început să-mi apară sebumul în zona T, n-am avut absolut nicio problemă cu el, deci puteți să-l folosiți ca bază pentru machiaj, pentru că își face foarte bine treaba. Și acum îmi pare rău că n-am făcut o poză să o postez ca să vedeți cât de bine arăta machiajul. Deci folosiți-l ca bază pentru că e ceea ce trebuie. Și am zis să-l mai supun la un test, ceea ce înseamnă că astăzi eu mi-am aplicat acest gel și când m-am machiat nu am folosit fond de ten. Ca să vedeți și că poate face și altceva, am folosit acest gel, m-am dat pur și simplu doar cu o pudră și apoi mi-am făcut restul machiajului. Și nu știu dacă se vede pe cameră, dar pe lângă faptul că mi-a uniformizat tenul aplicând acea pudră,
are și o anumită acoperire. Nu știu, tenul meu e foarte uniformizat, are un aspect foarte natural, hidratat în același timp, nu pare uscat, nu pare uleios, nu pare nicicum. Efectiv, e ca și cum m-am dat cu un fond de ten, l-am fixat, am pus și bază, am pus tot ce trebuie, ca și cum am pus pe tenul meu un machiaj complet și am ieșit din casă și de fapt eu am făcut doar acest lucru. Am aplicat acest gel și m-am dat cu o pudră. Și tenul meu arată super. Cel puțin eu sunt super mulțumită pentru că am zile în care nu apuc să mă machiez complet, să aplic un fond de ten, să aplic concealer, să aplic și contur și iluminator și de toate, iar când mă grăbesc sau când sunt foarte obosită, aplic metoda asta și e super ok. Și când zic aplic metoda asta, pentru că eu aveam obiceiul ca atunci când nu aveam timp, să-mi aplic pur și simplu o cremă hidratantă și apoi veneam cu o pudră peste să nu-mi lucească tenul și ieșeam din casă și vă dați seama, după o oră deja începea să-mi lucească tenul, nu aveam o acoperire, nu exista o diferență, doar atâta că îmi hidratam tenul și apoi îl făceam puțin mat. Dar cu acest produs nu se întâmplă asta, pentru că efectiv mi-l hidratează, mi-l arată foarte foarte proaspăt, foarte fresh tenul, foarte întins, pielea arată foarte întinsă, de aici și aspectul acela de reumplere. Tenul rămâne mat doar folosind acest gel, iar faptul că el este ca o bază și dacă aplic pudră peste îmi oferă puțin acoperire, cred că asta este cea mai bună metodă pentru toate acelea dintre voi care nu au timp să se machieze zilnic, dar totuși vor ca tenul lor să arate sănătos, luminos și să arate pur și simplu îngrijite. Cam asta a fost povestioara mea, aceasta a fost experiența mea, asta am făcut eu cu acest produs, sub testele acestea l-am supus eu, m-a convins că merită. Într-adevăr, prețul nu este ca la un gel sau un produs dintr-un supermarket, de exemplu 30 de lei, e ceva mai mare, dar eu zic că este un preț mediu și că e important să avem grijă de tenul nostru și să investim în produse de calitate ca mai apoi să putem aplica un machiaj și tenul nostru să arate foarte frumos, pentru că voi degeaba veniți cu un machiaj și încercați să acoperiți tot dacă voi nu aveți o îngrijire potrivită pentru ten, pentru că nu va arăta absolut deloc bine și vă îndrum să investiți bani în produse de îngrijire și doar mai apoi să investiți banii în produse de make-up. Am să vă las și un scurt demo, să vedeți cum am aplicat eu și cum a fost tot procesul, dar vă spun, produsul se dozează foarte bine. Eu aplic două pompițe de obicei în palmă, apoi îl încălzesc puțin, iar după acest lucru pur și simplu încep să aplic produsul pe ten cu mișcări de tapotare din centrul feței spre exterior, mai întâi pe zona T și apoi merg pe extremitățile feței și fac doar mișcările de tapotare, apoi după ce consider eu că am aplicat produsul pe întreaga față, cobor pe gât, îmi masez puțin gâtul. În timpul acesta produsul pe ten are timp să stea puțin și să intre mai apoi în piele, iar după ce am terminat cu masajul gâtului, trec la ten din nou, trec din nou la față și la fel cu mișcări de tapotare, fac acest lucru până când a intrat produsul complet în piele. Nu durează mai mult de 2 minute ca produsul să intre în piele complet și să nu mai fie lipicios și, după cum am spus, este o bază nemaipomenită pentru aplicarea mică. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a fost util, sper că am atins punctele forte și sper ca experiența mea să vă fi învățat ceva. Nu uitați, îngrijirea este mai importantă decât să aplicați un strat de fond de ten, concealer și tot ce puneți voi pe fața voastră. Nu rămâne decât să ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost folositor, vă rog să mă votați la Școala de Beauty Vlogging, o să vă las un link în descriere și v-am pupat! Pa, pa!